Băiatul care acum 7 luni a alergat 12 km în galoși alături de sportivi antrenați la un ultramaraton s-a mutat într-o casă nouă. Acest lucru a fost posibil după ce imaginile cu acesta au devenit virale pe internet, iar la îndemnul organizatorilor evenimentului sportiv, zeci de oameni s-au mobilizat și au adunat suma necesară pentru locuința spațioasă. Vitalie Cibotaru are 6 frați mai mici. Până nu de mult, aceștia locuiau într-o casă mică și fără condiții. Din lipsa de spațiu, aceștia dormeau toți într-o cameră. Acum, după ce 10 de oameni s-au mobilizat și au donat bani, familia Cibotaru s-a mutat într-o locuință nouă. Visul meu s-a îndeplinit, am o casă, am camera mea, un sudor. O să-mi fac temele când merg la școală. Ceilalți membri ai familiei susțin că datorită lui acum au o casă mai spațioasă. Mă bucur foarte mult pentru fratele meu că a câștigat la maraton și din partea lui am câștigat o casă. Am fost fericit că acolo dormeam câte 2 pe pat, aici am camera mea proprie, avem un semănăm, avem condiții bune. Noi am avut nevoie de o casă și vreau să le mulțumim la oamenii care ne-au ajutat. Dumnezeu să le dea sănătate și la copiii lor și le mulțumim foarte mult. Autoritățile locale spun că unii oameni cu suflet mare au ajutat familia și cu produse alimentare, haine și alte bunuri. Oamenii au fost impresionați de acest copil și au fost foarte receptivi. Au început să le dea cadouri diferite, haine, produse alimentare. Însă și organizatorul acestui maraton, domnul Dimitri Voloșin, m-a sunat la câteva zile, s-a interesat mult de acest sportiv și a venit cu propunerea de a-i procura o casă. În total s-au strâns peste 100.000 de lei.